ziua, suntem tot pe 23 martie 2022. Zicem și anul, fiindcă am observat că, uitându-mă la filme de acum 5-6 ani, contează să știi și anul. Și să vedem ce face gigantul stupinei. Dacă am mâncat bine sau la drug burta, nu știm ce să zicem. Să vedem, nu-mi fac griji de ger, fiindcă nici n-a simțit gerul ăsta. N-au cum să simtă gerul. Că m-am uitat la el, nici măcar nu s-a adunat în ghem în timpul la minus 10 grade, nu era în ghem. Și acum totuși vreau să-l iau la mână așa un pic să văd care-i treaba cu el. Mult timp, un singur lucru ce știu e că are matcă de salvare. Deci asta știu sigur. Și încă fiindcă mult timp a stat sub semnul întrebării dacă are matcă sau nu. Bun. Acum să vedem. El a mers mai departe cu puietul sau a stat pe loc. Sau are puiet? Abar n-avem. Dar trebuie să îl luăm și pe el în seamă, să vedem ce a făcut. Ca și la cel iernat în partea superioară, rama din laterală e goală. Nu are niciun strop de miere pe ea. Începem să vedem dacă îl mai strânge la cantitățile astea mari de rame, ca număr, mai trebuie să scoți câte o ramă, zic eu, dar dacă începe polenul, iar e problemă, că nu are loc. Atunci iară pui la loc. Da? Să le luăm la rând. Prima ramă are miere, deci nu a suferit de foame. Și are și păstură. Deci asta nu ar trebui strâns. Să scoatem aceste rame. Le dăm după o diafragmă. Dacă e nevoie. Cum o să mergem spre centru, densitatea albinei va crește acum. E cald. Și gestionează ramele cum dorește ea. Deci după acestea două rame, deja vin după diafragmă. Acestea două rame. Nu îl lăsăm așa, că începe să cadă albina. Chiar trei cred că o să scoatem și sunt rame bune pe care le va gestiona el, dar de după diafragma, adică nu o să rămână în cuib. Deci eu până acum, după ochiul meu, acestea trei rame o să vină după o diafragmă. Să trecem mai departe. Următoarele rame. De aici începe densitatea albinei să fie mai bună. Cam de aici cred că o să crească și cuibul. De ce zic eu că are o matcă de salvare? Fiindcă iată cum arată. O mie și una de boci aici au fost în toamnă târziu, undeva în luna septembrie s-a întâmplat lucrul acesta. Într-o lună în care și trânturi erau 2-3, nu prea erau. Și dacă s-a împerecheat matca, n-a mai ouat în toamnă. El nu mai avea puiet din septembrie anul trecut. Deci e normal ca să scadă și albina la momentul respectiv. Iată și aici semnul bocilor de salvare. Foarte multe boci care au fost roase la un moment dat, după ce a eclozat o matcă.
Și acum primăvara, din multe rame o să mai scadă, așa e. Așa se întâmplă. Așa că din gingat o să rămână mediu, o să rămână o colonie mică și probabil va trebui, dacă văd eu că nu merge bine cu puietul, trebuie să-i aduc o altă colonie mai mică. Că avem colonii micuțe care acum și-a făcut loc și aici. Și dacă nu găsim acum puiet, chiar acum o să-i aduc o colonie mică lângă ea. Ca să nu... să mai profităm de albina asta, care oricum mai are cam o lună jumate maxim. Dar nu-i nevoie, fiindcă a apărut prima ramă cu puiet. Deci, aici avem puiet căpăcit. Mă caut și eu, da, și eu. Deci e bine, nu-i nevoie de alte treburi, iată ce frumos. Rama e goală, numai bună de a umple cu puiet. Așa, deci prima, cred că are vreo 3 rame maxim. Sunt optimist la 3 rame, la ce am văzut eu prin stupi azi. Dar important e că e matca bună, adică ouă de albinare și aici a puiet. Dar va dura. Ah, gata, am văzut și matca. Avem o matcă neagră, dar e de salvare. Probabil o să mai crească ea. E prima oară că o văd. Eu când am început din nou cu mărcile și le-am și pe cele roșii, am pornit cu mărci de salvare și cea mai bună matcă care am avut a fost una de salvare. Și de acolo am pornit și am obținut celelalte mărci. Acum mi-ar plăcea să fie și asta ceva de gen, să fie ea așa de bună. Da, păi da, uite mărci de salvare și alea care le crești, n-au puiet, acum au început să o și ăsta are ramă plină cu puiet. A bine că nu putem compara nici cantitatea de albina celorlalte. Chiar după ce o strâng acum, tot o să rămână pe 8 rame. Deci așa e mare. Extinderea o facem peste 3 săptămâni din nou, adică o să-i dăm iară ramă lateral cu mieră. Aici avem o ramă tot plină cu puiete, deci e larvar și ouă. Deci foarte mult puiet, 4 rame, eu nu am încă. Nu știu cea roșie ce face, o să vedem mâine că nu mai ajung azi la el. Dar în schimb densitatea albinei, văd că s-a tras în partea aceasta. Stă lângă diafragma, aici ar trebui să... trage lângă polistiren și albina, și omul trage de lângă polistiren de vreo câțiva ani. Adică stă tot în bârloc, cu blocurile de polistiren. Și la ce văd eu aici? Sunt larve. Cam mult puiet ar fi dacă ar fi și pe aceasta. Nu, dar o să urmeze. O să urmeze și toată... ea stă pe diafragma aceasta de polistiren. Dar acum mai fac eu altceva. Deci, stați să vă arăt că îi place polistirenul de numai nu. Deci o ramă de albină stă pe polistiren. Uite. Ne, în loc să lucreze pe ramă, stă pe polistiren. Ce faceți mai aici? Acolo nu-i puiet. Și acum eu, ca să-l organizez, aici e o ramă. Le încoci goală, nu, că nu o scutur.
Sunt aici. Dai pe margine. Da. Și luăm o ramă din partea asta la altă, care are totuși miere pe ea. Punem în partea aceasta. Acum, văzând densitatea aceasta mare de albina și aici, totuși nu trebuie așa strâns. Nu trebuie chiar așa tare strâns. Uite, asta e organizarea gigantului, așa îi punem și titlul. Și mult cu el. Până umple lada, după ce umple lada, încă nu știu ce să fac cu el. Probabil o să mai trage o ramă. Probabil o să scot o să scot regina și împart și fac 4 nuclee. Cel mai probabil. Așa. Sau dacă nu, în zilele peste o săptămână, două, să-l mut într-o ladă orizontală. Cred că aia o să fac. O să-l mutăm într-o ladă orizontală să aibă loc. Iată, l-am strâns acum, pe câte rame l-am strâns? 4. Hai, pe 10 rame, încă stă bine. Încă stă bine gigantul. 10 rame într-o ladă orizontală normală. O să arate bine. Așa, și ce voi face eu la el acum e să vin cu două turte și am cam terminat. Și în 2-3 săptămâni îl mutăm într-o ladă orizontală, încă două rame și îl chem pe 12 rame și mai departe nu știu. O să rezulte un roi sigur din el, dar mai mult nu știu. Deci cam atâta la gigant, l-am restrâns, are mult puiet față de alte colonii, are matcă de salvare care se pare că e foarte bună și mergem așa înainte.